Acțiunea de salubrizare a municipiului Reghin continuă marți 28 martie cu zona a treia. Locuitorii și asociațiile de proprietari de pe următoarele străzi sunt rugați să-și curețe imobilele, curțile și grădinile, să adune deșeurile în zona special amenajată adiacentă containerelor menajere sau la marginea trotuarelor pentru locuitorii de la case, de unde vor fi ridicate de către echipele de lucru. Marți 28 martie, începând cu ora 8, se va colecta gunoiul de pe străzile, pandurii de la intersecția cu Bulevardul Unirii, Viorilor, Caraiman, Coș Ferenț, Simion Bărnuțiu, Gheorghe Șincai, Bulevardul Unirii, 1 decembrie 1918, Băii Vânătorilor, între străzile Pandurilor și Strada Toamnei, Rozmarinelor, Gheorghe Doja, Rândunelelor, Licurici, Verii, Sării, Școlii, Stadionului Republicii Călărașilor, Terasei, Brândușei, Piața Mică, Apelor, Aurel Vlaicu, Parcul Tineretului, Râului Sălciilor, Susenii Noi, Mesteacănului, Duzilor, Cartierul Libertății, Făgărașului. În campanie se colectează obiecte de uscasnic și gospodăresc, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri vegetale rezultate din igienizarea zonelor verzi aferente gospodăriilor populației și cartierelor din Reghin.